Marius Roman, un angajat al DGASPC SPC Mehedinți, a fost desemnat cel mai bun asistent social al perioadei 2020-2021 în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, ediția 8 -a. Evenimentul a adus în lumina reflectoarelor asistenții sociali și personalitățile care s-au remarcat prin devotamentul față de profesie, precum și prin munca cu beneficiarii și comunitățile în perioada pandemică. DGASPC Mehedin s-a aflat anul acesta în topul național al profesiei, obținând prin intermediul asistentului social Marius Roman, unul dintre premiile importante acordate de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Cea de-a opta ediție a Galei Excelenței în Asistență Socială a continuat seria mulțumirilor și aprecierilor aduse asistenților sociale ai României, oameni care își pun sufletul în tot ceea ce fac, oameni care se dedică cu totul pentru profesia care de multe ori este văzută ca vocație și nu meserie. Această ediție a Galei a premiat asistenți sociali și personalități în asistența socială care s-au remarcat în perioada 2020-2021, o perioadă caracterizată de necunoscut, de frică, de nevoia de adaptare rapidă și de provocări negândite în asistența oferită persoanelor în dificultate. Lucrez în cadrul de GASPC Mehedinț de aproximativ 20 de ani și în cadrul centrului maternal de aceeași perioadă bun, ați câștigat un premiu un diplomă de excelență. Spuneți-ne la ce concurs și ce A fost un eveniment organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali. S-a desfășurat la Ateneul Român, Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială. Este un premiu pentru perioada 2020-2021 o perioada pandemică care ne-a afectat pe toți, ca să zic așa. E un premiu pentru uh valorizarea profesiei de asistent social și activitățile pe care le-am desfășurat în această perioadă. Pandemia de coronavirus a fost pentru asistenții sociali o perioadă plină de provocări. În această perioadă au fost foarte multe exemple din munca asistenților sociali care au demonstrat cât este de importantă această profesie. Oricât de dificile au fost circunstanțele, asistenții sociali au asigurat beneficiarilor lor servicii profesionale în situații deosebite. Aceștia au arătat mai mult ca niciodată că sunt rezilienți și dedicați muncilor. Pentru aceste fapte, asistenții sociali merită toată recunoștința umană, dar mai ales profesională.